Cel puțin 20 de fete din Spania au fost dezbrăcate virtual cu inteligență artificială. Mai mulți băieți, minori, au folosit un program AI și au publicat fotografiile trucate. Scandalul a provocat numeroase dezbateri legate de reglementarea inteligenței artificiale. Însă, cu mai multe detalii, vine Felix Damian, editor al FNews la Madrid. Este vorba de cel puțin două cazuri înregistrate în orașul Almendralejo din provincia Extremadura și în altă regiune numită Huelva în sud-vestul Spaniei. Mai multe familii au denunțat faptul că cel puțin 20 de fete minore au fost victimele unui trucaj pornografic realizat cu o aplicație potențată cu AI. Autorii acestor imagini pornografice au reușit să obțină rezultatul relativ ușor. Singura cerință la aplicația respectivă este ca persoana să apară singură în imagine și să nu poartă haine groase. Multe fete au ajuns în situația să nu mai iasă din casă de rușine după ce au fost difuzate aceste imagini, iar altele au fost șantajate chiar cu aceste fotografii create cu ajutorul inteligenței artificiale. Codul penal din Spania are un articol care pedepsește pe oricine realizează materiale pornografice infantile cu închisoarea de până la 5 ani. În acest caz, dreptul la intimitate personală, la onoare și la propria imagine este de asemenea protejat de articolul 18 din Constituția Spaniei și în acest caz a fost atacat fără îndoială. Însă problema merge mai departe prin răspândirea imaginilor falsificate prin grupurile WhatsApp fără acordul acestor persoane. În legătură cu datele personale, Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor a deschis o anchetă și anunță că poate fi solicitată retragerea acestor imagini, indicând adresele URL care pot fi accesate acum. Poliția, de altfel, a identificat cel puțin 10 suspecți, dar majoritatea dintre ei sunt minori și nu pot fi trași la răspundere legal. Anchetatorii cred că autorii imaginilor sunt tot din anturajul fetelor.